ziua! Bine ați venit la Da Vinci Dental Clinic! Cu ce vă putem ajuta? Bună ziua! Ciao, che bello, ragazzi! Ent la dânsul! Uitați-vă, noi suntem după înscriere acolo, doamna Valentina și domnul Federico. Imediat verificăm. O, domnul doctor, la dumneavoastră. Doamna Valentina, doamna Federico, bună ziua! Ciao, che bello, ragazzi! Vă rog să mă urmați. Oh, și frumos, așa mai așa banca în Italia. Luați loc, vă rog, în fotoliu. Doamna Valentina, vă rog așteptați la recepție, serviți un ceai, o cafea. Nu, nu, mersi, eu sunt badanta lui, el e italian, eu am să-i traduc dacă ceva n-ați înțeleagă. Poza? Da, și nu te băga în vorbă la oamenii. Mai scurt, care-i problema? Cu dinții ești, Iană, sâsă-i tătă ziua, nu înțeleg nic și grăiești, îi fac tătă mâncarea prin blender. Mai scurt, ca un copil mititel, nici nu mai povestesc că îi schimb și pampers. Ok, ce vă supără? Ei, și mă supără, lucrăm fără zile de odihnă, mă nervează în ultimul timp. Zic, ce acuze are pacientul? Uitați-vă, înțelegeați, eu sunt badanta lui. Și dacă lui Federico e ghine, Valea are de lucru. Dacă Federico nu-i, Valea n-are de lucru și n-are bani. Și-i povesteam, zic, hai Moldova, de mult îi zic, hai Moldova, că ești stomatologii lucrează foarte bine, calitativ. Am înțeles că scoateți, puneți dinții, tot așa frumușel. Și vrei o înălbire, o curățire, așa, au zis că vrei dinți ca la Angelina Jolie de la Hollywood. Ah, Angelina Jolie, bella ragazza! Vedeți și cantoșnic. El fix ca și Angelina Jolie, are 6 copchii și 4 în saluia. O zis că vrea să îmbl la mândri în Italia, boșorogul și este ea. Stați să examinăm atunci pacientul. Când ultima dată ați fost la medicul stomatolog? Eu vreo 2 ani în urmă. Nu dumneavoastră, Federico. A, nu, el e fricos. Valerio s-a băgat vreo 2 ori în gură la dânsul, dar nu a făcut. Si, Valerio. Valerio este medic stomatolog? Valerio e un idiot. E bărbat meu. Федя, чел мой был ляха с 50 грамми. Сажу ты зуб да юрна. С рабулика с пулика устроит, сажу ты шаколо, шуладин сажу ты. Я ланем с дадею, что птицы лакуи. Пою он компресс, корж де картоф, шу оцет. Как у мына цей. La tine e foarte grav. Trebuie tratament serios. Cu udul. De-ai meu călduța, moia. De 3 ori pe zi clătești, îți ajută e zi. Doamna Valentina, aici... curățire și albire n-o să ajute. Da, de ce? Cum îți vă spun? Funare, 4 dinți în gură, 2 sus, 2 jos, îs mobil, trebuie extras. Ia ca 2 de-amu. Cu mâna i-am scos. Cosa? Cosa? A si vă se mimată e taș odată, adică e extraș. Uitați-vă, trebuie scoș, ulterior inserăm implante, alegem o dentieră avitată pentru 6 luni, după care reveniți și punem fixăm dinții. A, celuste? Nu, celuste nu, că am avut așa probleme cu moșneagul care înainte de Federico. Cosa? Dumnezeu să-l ierte. Tașe-i odată, am pierdut celustele și ele, am contribuit tot casa am căutat, știți unde le-am găsit? Unde? În cușcă la câine. Și ce-ați făcut? Și am clătit-o cu spirit și am pus-o în gură. Știți ce ghine o dormit? Eu cred că, domn doctor, până de seară ne sprăjim, da? Eu trebuie să trec încă și pe la piață, eu niște pomeni, trebuie să trecem pe la cumătra Galea, pe nospiții. Uitați-vă, reabilitarea implantului protetică durează maxim 7 zile, da? Alegem sistemul implantar, avem laborator tehnic dentar pe loc, luăm măsuri, știm de zi, Federico, e cu zâmbetul ca la Angelina Jolie și ca la Brad Pitt. Domn doctor, faceți cum știți, noi avem încredere în matale tot așa, Iană, și cu minte ești, Iană. Eu o să aștept aici, Iană. Da, bine, sigur. Ia, uite, la și-o ajuns la medicina asta. Doamna Valentina? Ei, și frumușel! Parcă-s dinții lui, Adriano Celentano. Îmi pare ca să-l mormântăm tot cu dinți. Cosa? Zic, Bela, fix ca la Angelina Jolie fără sisi. Si! Deci, poftim, radiografia digitală, recomandările, dinții extraș și peste 6 luni vă așteptăm la un control profilactic. Ei, dacă cum ajunge. Grație mile! Cu plăcere, o zi bună, ciao!
Și, Elenușca, mai sunt pacienți sau noi azi acolo? Tot noi. Domn doctor, mai scurtam doi dinți de aur. Aiciană. Trebuie de scos, de tochit și de făcut un lanțjor mai gros ca ăsta.